Stimați președinți ai federațiilor sportive, directori de școli sportive, antrenori sportivi și, desigur, prieteni și fani ai sportului moldovenesc. Iată că anul 2015 se perindă deja și, în spiritul unei frumoase tradiții, trebuie să spunem ce ne-a reușit și ceea ce ne dorim cu toții deopotrivă să realizăm în anul care deja bate la poartă. Am trecut prin niște competiții deloc simple, fiind și un an preolimpic, iar urmarea acestor competiții am demonstrat odată în plus că avem potențial, că avem talente, că avem dăruirea necesară și când spun acest lucru, mă bucur să anunț odată în plus de faptul că am revenit urmarea competițiilor din afară cu 195 de medalii și avem deja 14 cote de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio. Mă bucur că reprezint împreună cu dumneavoastră un domeniu care asigură coeziunea noastră a tuturor prin mesajul și prin efortul susținut al domniilor voastre. Spun acest lucru deoarece parcurgem o perioadă deloc simplă pentru Republica Moldova și în timp ce factori de ordin politic sau economici ne dezbină, din păcate, sportul este limbajul și este domeniul care vine să ne unească pe toți. Pentru a asigura o coeziune și mai bună, și guvernul, și ministerul, dar și noi cu toți împreună, trebuie să facem efortul ca schimbările pe care ni le dorim și pe dimensiunea infrastructurii sportive și pe finanțare să se producă cât mai curând. Spun acest lucru nu doar din numele sportivilor, antrenorilor sau a întregii comunități sportive, dar și din numele cetățenilor care, pe lângă bunăstare, pe lângă stabilitate și o perspectivă foarte clară de dezvoltare a Republicii Moldova, așteaptă de la noi condiții adecvate pentru a duce un mod de viață sănătos și activ. Felicitări tuturor cu prilejul Crăciunului și a sărbătorilor de iarnă, perseverență, putere de muncă, dăruire, încredere și hotărâre tuturor sportivilor noștri care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice. Ne dorim să fim odată în plus mândri de tricolorul nostru, care tricolor va fi arborat și se va identifica cu fiecare medalie obținută într această competiție. Sărbători de iarnă luminoase și fericite alături de cei dragi, multă încredere, coeziune și speranța unui nou an cu mai multe realizări și mai prosper decât cel care se încheie.